înfruntarea asta, Ciolacu, Viziteu, practic? Pozitiv. Pozitiv în ce sens? În sensul că a văzut și domnul Ciolacu ceea ce vede toată lumea, au spus și cei care au vorbit aici înainte, sigur că a fost o exagerare penibilă, am vorbit atunci eu despre asta, nu mai stau acum, că m-am plictisit și eu, chestiile astea cu fără penali, cu penalii, cu DNA să vină să băie, a fost perioada aia cu Dragnea, când mult spectacol pentru nimic, cu abuz în serviciu, iată că avem abuz în serviciu la Voiculescu, Vlad, avem abuz în serviciu cel mai mare din istoria, cred că din toată istoria, de la Burebista încoace, acestui teritoriu, 1 miliard de euro prejudiciu din abuz în serviciu pe care îl doreau foarte mult, pe abuzul în serviciu îl doreau foarte mult cei de la USR, probabil ca să-l facă după aia, că atunci nu erau la putere, și au zis, bă, când o să ajungem și noi în serviciu, să putem să facem și noi abuz. Eu sunt convins, dacă sper, mă rog, nu, dar să sper foarte mult ca și la domnul Viziteu să fie tot abuz în serviciu, că i-a dat un apartament unei doamne tot de la USR și i-au calculat acolo pagubă, nu mai știu, vreo 100.000 de lei sau ceva, că i-au dat apartament gratis de la primărie, doamna n-avea voie să ia apartament gratis de la primărie, eu zic că i-a abuz în serviciu foarte bine. În rest, sigur că e rău că dacă intră DNA-ul în campanie, dar asta era rău și în 2009 și în 2014 a fost foarte rău, în 2016 a fost atât de rău încât pesediștii care erau băgați la pușcărie, la locale, au câștigat 46% după aia la alegerile parlamentare. Dar în principiu e rău, normal, să intre DNA-ul în campanie. Bun. Cum e rău, de altfel, iar repet și închei, ca domnul Vlad Voiculescu, totuși cu prejudiciu, zice, onoratul DNA zice că dacă ziceam eu, nu vă luați după mine, dar DNA-ul i-au calculat prejudiciu de 1 miliard de euro, și domnul vrea să meargă la Bruxelles să ne facă alte prejudicii, să-i plătim și salariul foarte mare. V-ați vaccinat? V-ați vaccinat? Da, dar nu de 10 ori. Știți că DNA calculează prejudiciu, inclusiv vaccinurile care ne-au fost administrate tuturor. Și lasă de la mine jumătate de miliard. Măcar, 550 de milioane ăștia pentru care ne dă Pfizer. Dar da, deja Pfizer în judecată, pe ăștia trebuie și domnul Rafila, de ce mai făcut cea mai mare comandă de vaccin? Pentru că era obligat, de contractul semnat. Așa era obligat pe și Vlad Voiculescu, pentru că nu a fost dacă un contract, Antama de România. Cum sunt obligați acum să facă tăierile la fiscalitate, tăierile de excepții, pentru că le-ați trecut în PNRR. Unele sunt chiar utile, dar le-ați trecut noastră în PNRR, toate aia, fără IT, fără aia, fără aia. Miza alert, doamnelor și domnilor. În contracte.